era pregătit de mult prin calitatea regretatului nostru coleg, profesor Andrei Bodiu, de a face ca literatura să se bazeze pe relații prietenoase, fructuoase și calde, și că această seară probabil că ar trebui să îi o dedicăm lui în mod special. Acum, sigur că spiritul lui este printre noi și sunt sigură că printre atâția alți prieteni pe care îi conține cartea domnului Manea, noi suntem niște voci palide. Mă gândesc aici că sunt atât scriitori care vorbesc dincolo de acest prag și că, practic, rezistența o fac aceste voci prin scrisul lor. Plicurile pe care le scormonește, le scotocește autorul, sunt foarte vii. Mă gândeam să încep cu o paralelă pe care o pot face privind cufărul pe care l-a lăsat Pessoa în urma lui. Nu știm încă toate vocile lui Pessoa, așa cum nu știm încă toate portretele pe care le-a filtrat memoria unui scriitor precum Norman Manea, care a trecut prin atâtea evenimente ale istoriei, nu doar trăită, receptată personal, ci receptată la nivelul unui filtru al conștiinței foarte lucide și foarte, foarte acute. Așa cum spunea de dimineață domnul Lupescu, Norman Manea este un fin seismograf, așa cum numai poeții, de fapt, sunt. În scrisul domnului Manea nu găsim doar o proză a unui cotidian care rămâne suspendat în anecdotă. Găsim pagini în care eseistica dumnealui se transformă din memorialistică și din fapt care se înregistrează cu foarte multe nuanțe și cu foarte multe detalii privind cuprinderea momentului și a contextului, și evadează spre altceva, spre mult mai mult decât un simplu fapt că o carte poate deveni patrimoniu, să spunem, intelectual. Aici, în plicuri și portrete, domnul Manea se joacă, de fapt, cu două tipuri de memorie, cu memoria particulară a relațiilor, nu? A întâlnirilor cu scriitori mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, pentru că ei făceau parte în acea perioadă dintr-o zonă a anticanonului, sau să spunem a contracanonului oficial. Nu erau scriitorii generației 70, scriitorii generației 80, scriitori care deja plecaseră în exil și care lăsau urma via a scrisurilor și a unor evenimente în care se reflectau unii pe alții acești intelectuali care făceau fronda, să spunem, tacită și în același timp de mare rezistență în cultura regimului comunist. Deci găsim această memorie cumva particulară, dar găsim și o memorie a câmpului cultural românesc foarte prezentă și foarte foarte autentică. Mă gândesc acum că, de fapt, portretele pe care le schițează lui Radu Petrescu sau lui Leon Volovic sau altora, nu? Lui Liviu Petrescu sau lui Miron Radu Paraschivescu sunt și pagini de istorie literară.